vrem să citim cuvântul lui Dumnezeu. 1 Împărați, capitolul 22, începând cu versetul 51. Și continuăm în cartea următoare, 1 Împărați, capitolul 1, până la versetul 18. Deci, 1 Împărați 22, 2 Împărați, capitolul 1. Ahazia, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria în al 17-lea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit 2 ani peste Israel. ...în calea tatălui său și în calea mamei sale, în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care a făcuse pe Israel să păcătuiască. A slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui și a mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, cum făcuse și tatăl său. Moab s-a răzvrătit împotriva lui Israel după moartea lui Ahab. Ahazia a căzut printre zăbrelele odeii lui de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. A trimis niște soldați și le-a zis, duceți-vă și întrebați pe Baal Zebub, Dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tișbitul, scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei și spune-le, oare nu este Dumnezeu în Israel de vă duce să întrebați pe Baal Zebub, Dumnezeul Ecronului? De aceea așa vorbește Domnul, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Și Ilie a plecat. Solii s-au întors la Ahazia și el le-a zis, pentru ce v-ați întors? Ei i-au răspuns, un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis, întorceți-vă la împăratul care v-a trimis și spuneți-i, așa vorbește Domnul, oare nu este Dumnezeu în Israel de trimiteți să întrebe pe Baal Zebub, Dumnezeul Ecronului, de aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Ahazia le-a zis, ce înfățișare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte? Ei au răspuns, era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o cură la mijloc. Și Ahazia a zis, este Ilie Tișbitul. A trimis la el pe o căpetenie de 55 de 50, a trimis la el pe o căpetenie de 50 cu cei 50 de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care ședea pe vârful muntelui și i-a zis, omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis, coboară-te. Ilie a răspuns căpeteniei peste 50, dacă sunt om al lui Dumnezeu să se coboare foc din cer și să te mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și s-a coborât foc din cer și l-a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste 50 cu cei 50 de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul și a zis lui Ilie, omule al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul, grăbește-te de te coboară. Ilie le-a răspuns, dacă sunt un om al lui Dumnezeu să se coboare foc din cer și să te mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și s-a coborât foc din cer și l-a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. Ahazia a trimis din nou a treia căpetenie peste 50 împreună cu cei 50 de oameni ai săi. Aceasta a treia căpetenie peste 50 s-a suit și la sosire și-a plecat genunchi înaintea lui Ilie și i-a zis rugându-l, omule al lui Dumnezeu, te rog, viața mea și viața acestor 50 de oameni slujitorii tăi să fie scumpă înaintea ta. Iată, s-a coborât foc din cer și a mistuit pe cele din tâi două căpetenii peste 50 și pe cei 50 de oameni ai lor, dar acum viața mea să fie scumpă înaintea ta. Îngerul Domnului a zis lui Ilie, coboară-te împreună cu el, n-ai nicio frică de el. Ilie s-a sculat și s-a coborât cu el la împăratul. El i-a zis, așa vorbește Domnul, pentru că ai trimis soli să întrebe pe Baal Zebub, Dumnezeul Ecronului, ca și cum n-ar fi în Israel Dumnezeu al cărui cuvânt să-l poți întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Ahazia a murit după cuvântul Domnului rostit prin Ilie și în locul lui a început să domnească Ioram în al doilea an
al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda, căci n-avea fiu. Celelalte fapte ale lui Ahazia și ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor Împăraților lui Israel? Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă rog să vă așezați. Sunt bucuros la jumătatea săptămânii să ne revedem în casa lui Dumnezeu. Duminică n-am fost cu dumneavoastră. M-am închinat cu frații din Los Angeles, cu Biserica Emanuel, vineri, sâmbătă și duminică dimineață. Ei au avut două seri de evangelizare și un botez în apă. Și fratele Gog, fiind așa de multe ori la noi, m-a rugat să mă duc și să le slujesc. Seara am fost la fratele Pruneanu și amândoi și mulți alții pe care dumneavoastră îi știți, vă sunt rude și prieteni, i-am întâlnit și m-au rugat să vă transmit salutări și binecuvântări. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine și vă rog să continuați rugăciunea pentru săptămâna aceasta în care vom fi la convenție alături de frați. Socotind că această sărbătoare anuală este una importantă și în mod deosebit pentru păstori, dar și pentru frați, pentru credincioși, pentru cei care au posibilitatea, este un praznic anual și socotim că el trebuie întreținut. În seara aceasta am ascultat un cuvânt al Domnului despre familia din Sunem și cuvântul acesta are foarte multe învățături aplicative pentru noi. Ascultându-l pe fratele Daniel, am primit așa în inima mea hotărârea să fac o predică în legătură cu despre ospitalitatea familiei din Sunem. Și cândva, când Domnul îmi va da timp pentru asta, o să o prezint. Mi s-a părut extraordinar de interesant gândul acesta în prezentarea Bibliei. Dar acum, în timpul care ne-a rămas, procedăm la cea de-a doua predică și scopul nostru este să vorbim despre un împărat. Data trecută am vorbit despre împăratul Ahab, a cărui reputație este cea mai rea dintre toți împărații, indiferent că sunt împărații din Sud, din Iuda sau împărații din Nord, din Israel. El a murit și în locul lui a domnit fiul său, pe care îl cheamă Ahazia. Dacă Ahab a domnit 22 de ani, Ahazia a domnit aproape 2 ani. Privind la raportul biblic, vom înțelege că, dincolo de faptul că Ahab este prezentat ca fiind cel mai rău împărat dintre împărații Israelului, am înțeles că fiul său este mai rău decât el. Și o să-mi argumentez punctul de vedere. În seara aceasta am ales un anumit drum, un anumit mod, o anumită metodă de a prezenta predica despre împăratul Ahazia, fiul lui Ahab, și m-am gândit să merg într-un anumit fel, socotind că felul acesta pune în evidență învățături folositoare pentru generația noastră. Așa că primul gând pe care îl surprind este moștenirea lui Ahazia. Fiecare dintre noi ne naștem cu o anumită moștenire. Moștenirea aceasta uneori implică și o moștenire materială, dar întotdeauna implică o moștenire intelectuală, emoțională, care nu întotdeauna este veritabilă, e de calitate. Haideți să privim ce a lăsat în urmă marele Ahab, marele rege. Și vreau să surprind gândul acesta ca să vă spun următorul lucru. Un rege n-a fost în stare să lase fiului său decât blestem. Și spun lucrul acesta ca să răspândesc această mireasmă a Bibliei, potrivit căreia nu trebuie să fii bogat ca să lași copilului o moștenire. Trebuie să fii om. Și dacă ești și copilul lui Dumnezeu, atunci moștenirea pe care o lași este extraordinară. Avem aici, drept exemplu, un împărat. Ce-i lipsește unui împărat? Este omul cu poziția cea mai înaltă. Și totuși i-a lăsat fiului său numai nenorocire, numai necaz, numai suferință și blestem.
Dar întâlnim pe paginile Bibliei oameni simpli, modești, unii chiar săraci, a căror moștenire a fost binecuvântarea lui Dumnezeu pentru copiii lor. Mi se pare așa de important, pentru că foarte mulți oameni astăzi trăiesc într-o condiție modestă din punct de vedere material și se gândesc ei în inima lor uneori cu invidie. Dacă aș fi și eu ca fratele sau ca și cu tare, dacă aș avea și eu o casă, dacă aș avea și eu mulți bani să las copiilor mei, să-i dau la școli și așa mai departe. Ahab a avut toate astea și copilul lui a fost mai rău decât el. Moștenirea lui Ahab, moștenirea lui Ahazia, fiul lui Ahab. O să recitesc. Ahazia a făcut ce este rău înaintea Domnului. A umblat în calea tatălui său și în calea mamei sale și în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui și a mânia pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, cum făcuse și tatăl său. Observați că Biblia vorbește despre două feluri de moșteniri. Una este moștenirea națională, moștenirea tradițională, moștenirea culturală. Fiecare dintre noi ne naștem într-o anumită țară și fiecare țară are o religie, excepție făcând Statele Unite, mai ales venind târziu, nenăscându-ne aici. Asta este practic o țară, o adunătură de oameni. Dar luând de pildă țara noastră unde ne-am născut, în România, exista o cultură foarte bine definită, pentru că nu era mixată cu alte etnii. Erau acolo mici, un număr mic de etnii, dar erau nesemnificative, ei nu au reușit să influențeze în mod masiv cultura noastră. România avea o cultură specifică și toți oamenii intrau sub incidența acestei culturi, aveau o anumită tradiție. De pildă, tradiția religioasă a bisericii istorice ortodoxă era destul de puternică în România. Eu țin minte că mergeam la cimitir cu bunica mea, care practica cultul morților cu toate bătrânele din sat și așa într-un coș din nuiele, ducea tot felul de dulciuri pe care le dăteau de pomană uneia și cealaltă îi dătea înapoi ce avea ea în coșul ei și așa făcea un schimb de biscuiți, de eugenii, de bomboane, de colaci, de colivă și așa mai departe. Se dătea cu o lumânare, se spuneau niște cuvinte și lucrul ăsta se practica în tot sudul României. Evident că obiceiurile acestea erau la fel sau diferite în celelalte părți ale țării. E bine, și Ahazia acesta, când s-a născut el în țară, exista o tradiție religioasă, exista o cultură și el a îmbrățișat-o. A avut oportunitatea să se educe, că a fost împărat. A avut la îndemână mentori din toate domeniile, dar a fost un om leneș, un om care a trăit în mediocritate, un om care n-a vrut să învețe nimic. Și Biblia ne spune următoarele cuvinte: moștenirea tradițională, națională, culturală. Ahazia a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea lui Ieroboam. Ieroboam era primul împărat, iar Ahazia era al optulea. Între ei erau 7 împărați. Ei bine, acești 7 împărați presupun o anumită perioadă de timp. În această perioadă de timp, Ieroboam acesta, care a adus cultul păgân și l-a făcut religie națională, pur și simplu s-a impus în Israel și toți împărații care au trăit după el au preluat cultural, tradițional, această închinare la idol, sfidându-l și renunțând la Domnul Dumnezeul cerului și al pământului. Și Biblia ne spune că și Ahazia și-a însușit această moștenire națională, culturală, tradițională și a umblat și el în calea lui Ieroboam. Dar el n-a umblat numai în calea lui Ieroboam, el a fost mai rău decât Ieroboam, că a umblat în calea lui taică-so. Și a fost mai rău decât taică-so, că a umblat în calea lui Ieroboam, a lui taică-so și a lui maică-sa. A fost rău cât ăștia trei la un loc. A fost un om care a umblat pe 3 drumuri. A fost un om care a făcut 3 feluri de rele. Ieroboam a făcut un fel de rău. Taică-so a lui Ahazia, adică Ahab, a făcut un alt fel de rău și maică-sa a făcut alt fel de rău. E, Ahazia a luat toate aceste 3 feluri de a face rău și pe toate le-a practicat. Nimeni în Biblie nu mai așa de rău ca el. Moștenirea familială este importată. E importată în sensul că Ahab era evreu, dar soția lui nu era evreică. Ea a venit împreună cu Dumnezeul ei, cu Baal,
Și Ahab, pe lângă idolatria impusă de Ieroboam, a impus și el pe Baal și Astartea, dumnezeii nevestei lui. Și i-a introdus și pe aceștia între idolii evreilor. Dumnezeu n-a avut loc nici măcar la nivel de egalitate cu ceilalți idoli. Pe Dumnezeu pur și simplu l-a ținut departe de evrei, iar pe evrei a contaminat, i-a nenorocit, i-a așezat sub blestem, expunându-i, învățându-i să se închine la acești idoli. O să citesc din Biblie. Ahazia a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea tatălui său. Prima cale în care a umblat a fost calea împăratului de dinaintea lui. 8 împărați înainte, Ieroboam. Apoi, asta n-a fost suficient, a umblat și în calea lui taică-său. Și ca și cum n-ar fi fost destul, Biblia spune că a umblat și în calea lui maică-sa. Cei mai răi trei oameni din Israel au devenit mentorii lui Ahazia și trei răutăți au fost legate și făcute una singură. Pentru copii e o dovadă de respect să urmeze tradițiile naționale, obiceiurile culturale și familiale. Dar cred că respectul pentru părinți se manifestă prin a cinsti părinții, nu prin a imita stilul lor de viață păcătos. Dacă vrei să-ți cinstești tatăl, dacă vrei să-ți respecti tatăl, cinstește-l, dar nu fi bețiv ca el. Dacă ai un tată bețiv, un tată care face rău într-un alt fel, nu te identifica cu stilul acela de viață, spunând că îți respecti părinții pentru că trăiești în felul ăsta. Observați, toți copiii care se nasc în România se nasc sub incidența unei culturi și sub incidența unei religii, care e plină de idoli, plină de moaște, plină de tot felul de lucruri idolatre și păgâne, e saturată. Și copiii aceștia nu se instruiesc niciodată teologic ca să deosebească binele de rău. Și pur și simplu din respect pentru cultura românească, din respect pentru tradițiile strămoșești, din respect pentru identitatea românească, copiii aceștia pur și simplu se așează sub incidența acestei moșteniri idolatre și păgâne și o însușesc, o promovează și o predau și ei copiilor lor și sunt mândri că-s români și numesc asta creștinism. Așa a făcut Ahazia, oamenii lui Dumnezeu. Ahazia a fost un om fără minte care nu a văzut în tatăl său rău. N-a putut să identifice răul din comportamentul tatălui său. N-a văzut că e idolatru, n-a văzut că maică-sa este o femeie păgână, o vrăjitoare, n-a văzut că viața lor de familie pur și simplu este împotriva lui Dumnezeu. El n-a văzut nimic din toate astea, că nu l-a ajutat nimeni și că nu s-a lăsat ajutat. Și a luat tot răul ăsta, l-a strâns din trei părți și l-a îngrămădit în inima lui. Moștenirea acestui copil a fost teribilă și îngrozitoare. Vă aduc aminte ce spune Petru în prima epistolă, capitolul 18. Felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Ahazia a moștenit un fel de șer de viață, plin de păcat. Era cultural, în satul în care eu m-am născut, era cultural bărbatul să-și bată nevasta. Era cultural atunci când se întorceau oamenii de la câmp să intre pe la cooperativa din sat, magazinul sătesc, și să se îmbete. Sau cel puțin să bea, să se afume. Era cultural să fumeze. Discoteca era un eveniment cultural. Făcea parte din stilul de viață al satului. Nu mai era hora cu muzică mai populară, era un fel de horă modernă cu muzică în general de limbă engleză, numită discotecă. Și toate astea erau, asta era cultură. Și un tânăr ca mine, care atunci când s-a însurat și în mintea lui era o moștenire pe care a văzut-o 20 de ani la bărbații din sat. Și era normal să consumi alcool, pentru că era o dovadă că te-ai făcut mare, că ești bărbat, că ai intrat în rândul lumii. Era ca și cum mergeai la armată. E normal să faci armata dacă te-ai făcut mare.
Ei, în fiecare sat, în fiecare zonă din țara unde noi ne-am născut, era o cultură care și-a pus amprenta asupra noastră. Ferice de copiii care s-au născut într-o cultură evanghelică, biblică, teologică, neoprotestantă, pentru că ei de la început, în primul rând, au fost separați de gunoaiele pe care mai târziu trebuia să le selecteze și să le arunce, și pe de cealaltă parte, învățăturile Bibliei au devenit obișnuite pentru ei, nici n-au știut altfel. Ahazia a avut o moștenire nenorocită și Ieremia, în capitolul 16, versetul 19, spune următorul lucru: părinții noștri n-au moștenit decât minciună, idol de șerți, care nu sunt de niciun ajutor. Moștenirea lui Ahazia a fost o moștenire blestemată, atât cea națională, tradițională, culturală, cât și cea familială. Cea familială fiind mai rea decât cea națională, că din nefericire el avea doi părinți, mamă și tată, care amândoi aveau religii diferite și amândoi erau cei mai răi oameni din religiile lor. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că acesta Ahazia, cu această moștenire care îl frângea și îl lipea de pământ, s-a făcut mare. A ajuns împărat în virtutea monarhiei și când tatăl lui a murit după 22 de ani de domnie, el s-a urcat pe tron. Și avea oportunitatea să se educe, să se curețe la cap, să învețe să gândească și să facă alegeri personale. De pildă, dacă te-ai născut într-o familie alcoolică, când te faci mare, nu perpetuezi obiceiul acesta, că nu-i bun. Dacă te-ai născut într-o familie unde s-a fumat, când te faci mare, nu mai fumezi. Dacă te-ai născut într-o familie unde mama cu tata se înjurau, vorbeau urât, se loveau fizic, se tachinau, făceau ironii unul pe seama altuia și n-ai știut altfel, dar atunci când te-ai făcut mare și ți-ai făcut propria familie, ai judecată, ești tânăr cu școală, nu mai folosești stilul ăsta de viață, că îți dai seama că nu-i bun, tata și mama atât au știut, atât au putut ei. Haideți să vedem ce a reușit, ce a realizat Ahazia când s-a făcut el mare. Când s-a născut, n-a hotărât el în ce casă se naște, dar când s-a făcut mare, a hotărât cum vorbește, ce alegeri face și ce decizii face. O să citesc din Biblie. Ahazia a căzut printre zăbrelele odeii lui de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. O fi fost beat? Nu știu. O fi fost nedormit, o fi avut o viață destrăbălată și nu dormea noaptea, nu se odihnea, om mare să cazi printre zăbrele, zăbrelele alea sunt făcute ca să protejeze, să nu cazi, e pălimarul, gardul ăla, un fel de balustradă. A avut zăbrelele mai largi și el pur și simplu a căzut pe acolo, om mare. Probabil că și din neatenție, nu vreau să-l acuzăm, Biblia nu spune de ce, dar mi se pare puțin ciudat. E, a căzut de acolo și s-a îmbolnăvit. Și în situația aceasta omul avea nevoie de vindecare, avea nevoie de ajutor. Medicina, la nivelul medicinii la vremea aceea era mediocru și atunci el apelează la vindecare supranaturală. Și uitați cum procedează el. Trimite niște oameni de încredere la Ecron, o localitate mai de departe, ca să-l întrebe pe idolul Ecronului, numit Baal Zebeb. Vă spuneam data trecută că Baal e o personalitate religioasă, un idol, care în fiecare etnie se numește altfel. Baal nu știu cum, Baal nu știu cum, Baal nu știu cum, cu sufixe, știți? Ei, aici în Ecron se numea Baal Zebub și el avea pe Baal, pe șeful, că l-adusese nevastă sa. Și el îl trimite la ăsta, probabil că auzise că acolo s-au făcut mai multe minuni în Ecron. Și trimite soli acolo ca să întrebe împăratul nostru Ahazia care a căzut printre zăbrele, se va face bine sau nu se va face bine? Și în timp ce solii se duceau spre Ecron să întrebe pe idolul ăla, iese înainte și deranjează Ilie Tishbitul trimis de Dumnezeu. Și mesajul lui Ilie are două puncte. Unu, nu vă e vouă rușine să vă duceți în Ecron
să întrebați pe idoli ca și cum în Israel n-ar fi Dumnezeu? Noi n-avem Dumnezeu. Aici nu-i Dumnezeu. Și al doilea punct al lui Ilie a fost să știi că vei muri. Două lucruri aș vrea să le subliniez aici. Sunt și astăzi oameni care nu au încredere în părinții lor, dar au încredere în alți oameni. Nu au încredere în păstorul lor, dar au încredere în alți păstori. Nu au încredere în soțul sau în soția lor, dar au încredere în alții. Nu au încredere în dirijorul lor sau în altcineva, dar au încredere în străini. Întotdeauna străinul prezintă mai multă garanție pentru că nu-l cunoști. Pe cel pe care îl cunoști, știi și bunele și relele, nu? Că trăind cu un om în casă, îi cunoști și defectele, că nu s-a căsătorit nimeni cu un înger. Toți ne-am căsătorit cu un om din țărână care are și el pe ale lui, după cum noi le avem pe ale noastre. E, dar atunci când auzi de unul de nu știu unde, la ăla nu-i cunoști nici bunele, nici relele și știi despre reputația lui care constă în două, trei calități și crezi că el tot înseamnă numai astea două, trei calități despre care ai auzit. Dacă ai avea posibilitatea să mănânci și cu el sacul de sare, ai constata că e și el tot un muritor și tot cu pantofi se încalță și el. E, obiceiul acesta nu este sănătos. Fraților, când te faci membru într-o biserică, e bine în biserica aceea să stai, în biserica aceea să plângi, în biserica aceea să te bucuri, în biserica aceea să-ți faci actele de cult, în biserica aceea să fii și să te identifici cu biserica aceea. Atunci când ai o familie, în familia aceea să-ți plângi amarul, să te bucuri de sărbători, să vorbești cu nevasta sau cu bărbatul de secretele casei, de viitorul copiilor, de problemele cu care te confrunți. Când ai un serviciu, să te duci acolo să fii punctual, să lucrezi cu tragere de inimă, să fii respectat și așa mai departe. Această ieșire din decor, biserică, familie, lucru și așa mai departe, nu este o atitudine de seriozitate. Nu manifestă responsabilitate. Uitați-vă la exemplul acesta din Scriptură și veți constata că așa este. Observați că al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, solii care se întorc la Ahazia după ce se întâlnesc cu Ilie, el nu-și mai continuă călătoria, se sperie și se întorc la împărat. Când îi spun de descoperirea pe care i-a spus-o Ilie, vorbesc cuvânt cu cuvânt. Dacă aveți curiozitatea când ajungeți acasă, uitați-vă ce a zis Ilie și uitați-vă ce au povestit solii și veți constata că n-a lipsit un cuvânt și n-a fost un cuvânt în plus. Fraților, când veți merge acasă și veți spune ce a predicat predicatorul, să nu mai puneți cuvinte în plus. Să nu spuneți cum interpretați dumneavoastră, să spuneți cum a zis el. Că eu nu predic cum interpretați dumneavoastră. Să spuneți fratele Luigi sau fratele Daniel Rumpel a zis așa și așa și așa. Să nu spunem cum interpretăm noi și să punem pe seama la predicator că așa a zis el. Că dacă și cel la care noi spunem mai spune la altul și ăla mai spune la altul, să știți că este absolut o altă predică. Oamenii aceștia au fost fideli și au spus exact ce a zis Ilie. Au avut demnitatea să reproducă. Să nu ne jucăm cu cuvintele. Să nu fim niște oameni care transmitem un mesaj fals. Să nu facem roșu-verde că se întâmplă accidente și nici invers. Să este o învățătură bună pentru noi. Dacă am auzit cu urechile noastre, să spunem așa, eu l-am auzit. Dacă n-am auzit, să spunem așa, am auzit de la cineva care a auzit și el și ăla a auzit de la altul care a auzit. Așa că imaginează-ți că ce se aude s-ar putea să nu fie tocmai așa. Fii cinstit cu ce spui, nu influența ceea ce spui. Dacă nu-ți place cel despre care spui, nu încerca să aduci o notă de negativism. Iar dacă îți place, nu încerca să aduci o notă de pozitivism. Fii un om fidel cu ceea ce spui. Pentru că în felul ăsta oamenii te vor respecta, pentru că vor afla că vorbești cu greutate, nu te joci cu cuvintele. Că dacă oamenii odată, de două, de nouă își dau seama că tot pui și scos după cum îți place, atunci când se întâlnesc cu dumneata și vei începe să vorbești, își vor cere scuze și vor pleca, pentru că nu mai au încredere în ce spui și la urmă te superi că nu te respectă oamenii. Păi cum să respecte oamenii pe cineva care vorbește ușor și spune lucruri neadevărate? Observați că Ahab a fost cel mai rău împărat al regatului de nord, dar fiul lui, așa cum anticipam, l-a întrecut. Chiar dacă Ahab se închina la idoli,
Vă mai aduceți aminte de joia trecută când am menționat din Biblie că întreba și pe profeți, pe profeții lui Dumnezeu. Ahab atâta rău, așa rău cum a fost el, îi întreba pe idoli, dar întreba și pe profeții lui Dumnezeu. Lucra cu amândoi. E adevărat că făcea ce spunea idolii, nu făcea ce spunea profeții, dar atâta respect îi dătea lui Dumnezeu ca să întrebe pe Domnul prin profeți, chiar dacă nu făcea ce zicea Domnul. Efiuso au fost mai rău decât el, că s-a întrebat numai pe idoli. Pur și simplu, el nu și-a pierdut vremea cu profeții lui Dumnezeu. Și știți cine a fost profet în vremea lui? Doamne, ai milă de mine! Ilie. Bă, frați, dacă nici Ilie nu vorbește drept și direct și lămurit, dacă nici Ilie nu vorbește de la Domnul, dacă nici crengile alea îngrămădite acolo și udate cu apă, făcute learcă de apă, când au luat foc de ziceai că în loc de apă e petrol, nici aia nu este dovadă. Acum vreau să vă întreb, cine mai e profet în Biblie dacă Ilie nu? E, pentru Ahazia, Ilie n-a fost profet. Uitați ce vreau să trag eu un semnal de alarmă acum și care să fie semnalul de alarmă. Poate să predice un predicator să-l respecte toată lumea, dar s-ar putea să fie cineva care nu dă doi bani pe el. S-ar putea să fie un frate care vorbește în numele Domnului, care are darul de a proroci și să vorbească de la Domnul, dar să fie cineva printre ascultători care nu dă un ban pe el. S-ar putea să fie o persoană foarte recunoscută, foarte faimoasă, cum a fost Ilie, și Ahazia să nu dea doi bani pe el. Întreb eu, a fost Ilie cum a crezut Ahazia? Nu. Dar de ce a crezut Ahazia despre Ilie că nu-i bun de nimic? Atâta l-a dus mintea, fraților. Ăsta e răspunsul. Atâta l-a dus mintea. Lui nu i-a păsat de Dumnezeu dacă nu l-a recunoscut pe Dumnezeu. Cum să-l recunoască pe slujitorul lui Dumnezeu? Cine respectă pe Domnul, îi respectă și lucrătorii. Dar cum să-l respecti tu pe Ilie dacă nu există Dumnezeu? Observați că Ahazia a trimis Sol să întrebe pe idolul Ecronului, în ciuda faptului că Ilie era la un pas și ar fi putut să-l întrebe, dar nu l-a întrebat. Observați de asemenea că disprețul lui Ahazia a fost atât de evident încât Dumnezeu îi spune lui Ilie, du-te la el și întreabă-l, Ahazia, în țara ta nu este Dumnezeu? Pentru asta vei muri. Gestul tău este atât de ofensator, atât de umilitor, atât de jignitor pentru Dumnezeu, încât Dumnezeu îți ia viața. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Numai gândiți-vă la încă un alt aspect. Cât de dificil a fost pentru Ilie să meargă și să-l confrunte pe Ahazia, că nu ține cont de prorocii din țară, în timp ce el era prorocul. Adică, cu alte cuvinte, el a mers să-și ia apărarea lui. Eu mă mir de ce Dumnezeu l-a trimis pe Ilie să-și ia apărarea lui. Cu alte cuvinte, când Ilie s-a dus la Ahazia, a zis așa, Ahazia, tu nu știi că eu sunt proroc în țară? De ce te-ai dus în altă parte? De ce nu mă recunoști pe mine? E greu să-ți iei singur apărare, ca și cum eu v-aș spune dumneavoastră, fraților, dumneavoastră nu știți că eu sunt pastor aici și ar trebui să mă respectați mai mult și la, ar tot încerc să vorbesc despre oficiu pastoral, să-i dau valoare și dumneavoastră o să credeți că eu spun lucrurile astea ca să spun despre mine, nu despre oficiu pastoral în sine. A fost foarte dificil pentru Ilie să susțină oficiul profetic pentru că el era profetul. E ușor să te lupți pentru altul, să iei apărarea, să ceri pentru altul, dar e greu să ceri pentru tine, e jenant. Ilie săracul a fost pus într-o situație complicată, dar dacă Dumnezeu l-a trimis, el s-a dus. Aici se potrivește pentru Ahazia ce spune Ieremia, voi ați făcut mai mult rău decât părinții voștri. Ieremia spune lucrul acesta în capitolul 16, versetul 12. Ați făcut mai mult rău decât părinții voștri. Câtă minte are un tânăr care crește într-o familie și vede defectele la tata și la mama și în loc să le
arunce din viața lui când se face adult, el devine mai rău decât tata și mama la un loc. Numai gândiți-vă cât de rău trebuie să fie. Fiecare dintre noi când plecăm din casa părinților, spunem cu privire la unele slăbiciuni și defecte pe care le-am văzut aici și acolo la părinți: eu o să mă feresc de lucrul ăla, să nu-l fac. Ahazia a fost atât de rău încât a luat tot răul din viața lui taică-so, a lui maică-sa și răul cultural național, și pur și simplu el a devenit purtătorul acestor trei categorii de rele într-unul. Aș vrea să închei spunând câteva lucruri și despre pedeapsa și protecția lui Dumnezeu. Pedeapsa divină pentru Ahazia, care a ales să trăiască în păcat, și protecția divină pentru Ilie, care a ales să-l slujească, să-l servească pe Dumnezeu, indiferent de riscurile la care l-au expus această slujire. Observați că profetul Ilie rostește pedeapsa divină pentru împărat și spune: nu se va mai da jos din pat, va muri. Și Ahazia, în loc să se pocăiască, atunci măcar să se pocăiască și să ceară mila lui Dumnezeu, el tot cu intenția să se răzbune, tot cu intenția să facă rău cu sabia scoasă, trimite 50 de oameni și un ofițer, 50 de soldați și un ofițer, și aceștia mor nevinovați. Trimite alți 50 de soldați și un alt ofițer și mor și aceștia vinovați, 100 de soldați și 2 ofițeri. Trimite încă un ofițer cu o ceată de 50 de soldați, dar din... vedeți ce bine este să ai o căpetenie înțeleaptă? Nu ne zice Biblia că un soldat a luat cuvântul și a zis lui Ilie: hei, Ilie, fie-ți milă, așa și așa. Ofițerul a vorbit, și că ofițerul a vorbit cum trebuie, a trăit el și au mai trăit 50 din spatele lui. Spune ceva treaba asta sau nu? Și ofițerul ăsta, om cu minte, înțelege cine e Ilie și înțelege cine e împăratul lui. A avut minte, a avut judecată și și-a dat seama în ce risc e pus prin profesia lui, prin misiunea lui. El nu-i zice împăratului: nu mă duc, că era plătit să se ducă. Dar când ajunge în fața lui Ilie, face ceea ce trebuie să facă un om cu minte. Îi spune: Ilie, să știi că eu știu cine ești. Misiunea mea m-a adus pe mine în fața ta pentru că e serviciul meu, dar te rog, nu cere foc peste mine, pentru că eu nu gândesc ca împăratul care m-a angajat și care mă plătește. Și atunci Dumnezeu intervine, nu Ilie, Dumnezeu îi spune lui Ilie următoarele cuvinte: du-te cu el, că nu o să-ți facă niciun rău. Observați că pedeapsa lui Dumnezeu vine peste Ahazia pentru că a luptat împotriva lui Dumnezeu, nu pentru că a greșit. De greșit greșesc toți oamenii. De păcătuit păcătuiesc toți oamenii. Dar una e să păcătuiești și să tremure carnea pe tine, să-ți ceri iertare, să mărturisești și să te ferești de păcat ca de foc. Și alta este să-l faci cu plăcere, să nu-ți pară rău de ce faci, să ți se pară normal, îndreptățit, să ți se pară că ești superior, că ești mai important decât alții și că viața tuturor stă aici. Asta este definiția nebuniei. Ilie se duce în fața împăratului și repetă pedeapsa lui Dumnezeu. Nu poate să-i facă nimic împăratul, Ilie continuă să-și facă misiunea, să rămână o voce a lui Dumnezeu în țară, iar Ahazia, împărat, cu toate cele la îndemână, moare sub blestemul lui Dumnezeu, sub blestemul păcatelor pe care l-a făcut, are o viață murdară, urâtă, iar Biblia îl prezintă ca pe unul dintre cei mai mizerabili păcătoși care au trăit vreodată în praful pământului acestuia. În concluzie, frați și surori, aș vrea să spun două lucruri. Cine respectă mai mult religia națională, tradiția strămoșească și obiceiurile părinților, cine le respectă mai mult decât legea lui Dumnezeu, să știți că nu va avea parte de binecuvântare, ci va avea parte de blestem. Noi respectăm țara în care ne-am născut, religia în care ne-am născut, obiceiurile părinților noștri, dar ceea ce ne conduce pe noi este legea lui Dumnezeu din Biblie. Amin? Al doilea lucru, cine va pune o altă autoritate deasupra autorității divine, nu va fi binecuvântat și va fi blestemat. Indiferent cum se numește autoritatea aceea.
omenească, corporativă, bisericească, indiferent. În lumea aceasta există o singură autoritate. Este simbolul prezenței lui Dumnezeu și reprezentarea voii lui Dumnezeu. Și aceasta este Biblia, este Duhul Sfânt. Frați și surori, timpul a expirat. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne gândim la noi, la copiii noștri, la familia noastră restrânsă sau extinsă. Să ne gândim la mediul de hrănire în care noi suntem și pe care noi îl constituim pentru alții. Avem copii, avem nepoți, să fim purtători de cuvinte dumnezeiești, de învățături dumnezeiești, de principii dumnezeiești. Pentru ca oricine se va întâlni cu noi să fie binecuvântat. Domnul să ne ajute și să fie cu noi. Amin. Ne ridicăm în picioare și încheiem cu rugăciune serviciul divin din această seară.